5 pași spre dezvoltarea asertivității O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală, clasa a șaptea. Asertivitatea este modalitatea de a te comporta, de a reacționa, de a-ți exprima emoțiile și părerile, fără să jignești sau să rănești, respectându-ți propriile drepturi, dar și pe ale celorlalți. Spre deosebire de comportamentele pasive și agresive, Asertivitatea ne ajută să facem față conflictelor, să nu le adâncim sau amplificăm, ci să le rezolvăm și astfel să avem relații mai bune cu ceilalți. Vestea bună este că asertivitatea este o calitate pe care ne -o putem dezvolta, ceea ce este de dorit și de foarte mare ajutor pentru fiecare. Ce putem face pentru a ne dezvolta asertivitatea? În această resursă îți voi prezenta 5 pași care îți vor deschide calea spre răspunsuri asertive deci și spre îmbunătățirea relației cu tine și cu ceilalți. Pentru a putea înțelege mai bine pașii pe care ți-i voi prezenta în continuare și care te vor ajuta să-ți dezvolți asertivitatea, ne vom opri la următorul exemplu. Colega ta nu a realizat la timp partea ei din proiectul pe care l-a de făcut împreună. Vi s-a întâmplat vreodată ca cineva, poate un prieten sau un coleg, sau chiar cineva din familie, să vă lase balt atunci când aveați de rezolvat o problemă împreună? Majorității dintre noi ni s-a întâmplat asta cel puțin odată. Când îți dorești ca o persoană să-și schimbe comportamentul care te-a deranjat, descrie fapta care te-a supărat și nu te grăbi să tragi concluzii fără să afli adevăratele motive care au condus la situația neplăcută. Lucrați împreună cu un coleg sau cu o colegă de clasă. Respectând această primă recomandare, și pornind de la situația din exemplul nostru, fiecare dintre voi îi va spune colegului sau colegei cu care ați ales să lucrați că v-a supărat. Cum ar fi potrivit să-i spuneți asta? În astfel de situații, nu este indicat să nu ai nicio reacție, să fii pasiv, dar nici să-i răspunzi agresiv colegei sau colegului care te-a supărat. Așadar, nu este indicat să-i spui, ești atât de nesimțită sau nesimțit, întotdeauna mă pui în situații neplăcute în fața profesorilor. Cel mai potrivit ar fi să-i răspunzi asertiv cum ar fi de exemplu. Uite, aveam de realizat un proiect împreună și tu nu ai realizat la timp partea ta. Poți să-mi spui ce s-a întâmplat? Mi-ar fi plăcut să-mi spui dacă a intervenit ceva ce te-a împiedicat să-ți realizezi partea, chiar dacă s-a întâmplat să nu mai poți sau să nu mai vrei să lucrăm împreună la acest proiect. În felul acesta aș fi putut să-mi găsesc alt coleg sau altă colegă cu care să realizez această temă. Dacă și voi ați reușit să oferiți un răspuns asertiv, precum cel prezentat de mine, sunteți pe drumul cel bun spre dezvoltarea asertivității. Bravo! Același lucru este valabil și când descrie efectele comportamentului. Nu exagera și nu judeca, doar descrie respectând recomandarea de la acest pas, cum ar fi potrivit să-i spuneți colegei sau colegului că v-a supărat? Nu-i răspunde cu indiferență și nici într-un mod agresiv, cum ar fi, de exemplu, din cauza ta îmi voi strica media, nu merit să fim prieteni sau prietene. Și aplică în mod corect a doua recomandare și răspunde asertiv. Dacă tu nu-ți faci partea ta din proiect, vom lua o notă mai mică. Dacă și voi ați reușit să oferiți un răspuns asemănător celui dat de mine, ca exemplu, ați mai făcut un pas important spre dezvoltarea asertivității. Felicitări! Folosește cuvântul eu. Vei reuși astfel să te concentrezi pe ceea ce simți tu și pe modul în care ești afectat de comportamentul celuilalt. Dacă începi cu tu, persoana căreia îi te adresezi va considera că o ataci și astfel conflictul va continua sau chiar se va agrava. Respectând această recomandare, cum ar fi potrivit să-i spuneți colegei sau colegului vostru că v-a supărat? Nu-i spune, lasă că fac eu tot sau ți-ai bătut joc de mine, ești neserios sau neserioasă. Ci spune-i, m-aș simți mai bine dacă nu ai mai face asta. Mi-ar fi plăcut să mă anunț din timp că nu-ți poți face partea ta din proiect. Sunt convinsă că și de data aceasta v-ați descurcat foarte bine. Formulează propoziții specificând comportamentul celuilalt și sentimentele tale. Ai în vedere modelul când tu, și aici poți să descrii comportamentul celuilalt, eu mă simt și vei spune sentimentele tale. Haideți să vedem cum vă descurcați și de data aceasta. Cum i-ați spune colegului sau colegei că v-a supărat? Nu răspundeți pasiv sau agresiv. Dacă ați răspuns, când nu-ți realizezi partea ta din proiect mă simt supărat și trădat sau supărată și trădată, ați reușit să oferiți un răspuns asertiv și v-ați descurcat foarte bine. Mai avem un pas. Dacă ați reușit să oferiți răspunsuri asertive conform recomandărilor făcute până în acest pas, asertivitatea voastră este deja la un nivel bun. În acest ultim pas, pe lângă precizarea comportamentului celuilalt și a emoțiilor voastre, veți adăuga în răspuns și rezultatul pe care comportamentul supărător l-a avut asupra voastră. Să vedem cum vă descurcați! Aveți grijă să nu fiți indiferenți sau să oferiți răspunsuri agresive. Un posibil răspuns asertiv ar putea fi: Când tu nu-ți faci partea din proiect, eu trebuie să lucrez cât pentru doi, și asta mă supără și îmi ia mai mult timp. Acum că am ajuns în ultimul pas, vă propun să vă exersați abilitatea de a răspunde asertiv în situații neplăcute. E rândul vostru să vă gândiți la cineva care v-a supărat. Și căruia poate la momentul acela i-ați răspuns pasiv sau agresiv. Cum ar fi potrivit să-i răspundeți asertiv respectând cei cinci pași? Dacă nu aveți o situație reală, imaginați-vă o astfel de situație și prezentați-o colegilor. Cu cât oferiți mai multe exemple de situații și răspunsuri asertive, cu atât veți avea mai multe șanse de a ști cum puteți reacționa asertiv în situații dificile. Pentru o bună dezvoltare a asertivității este nevoie de mult exercițiu. Iată și câteva exemple de situații care vă pot ajuta să exersați în grupuri mici oferirea unor răspunsuri asertive respectând cei cinci pași prezentați. Împărtășiți cu colegii răspunsurile voastre și discutați pe marginea acestora.